Kuala Lumpur este pe fiecare centimetru pătrat un oraș asiatic al contrastelor, în care templele istorice și moscheele stau zid în zid cu clădirile zgârienori și molurile imense. Imaginea pe care capitala Malaeziei o formează este una duală. Pe de o parte este strălucirea, turnuri, zgârienori, sărbători, nopți înstelate, zâmbetele localnicilor, iar pe de altă parte este neputința, case mizere, magazine cu obloane ruginite, șobolani, piețe cu chinezării ieftine. Kuala Lumpur se află în inima statului Selangor. Este mărginit de munți pe toate părțile, mai puțin în est, acesta fiind și motivul pentru care Kuala Lumpur și zonele adiacente sunt numite Valea Klang. Numele înseamnă capitala noroioasă în malaeză, nume datorat locației la confluența râurilor Klang și Gombak. A făcut parte din Selangor până în 1971, când s-a separat pentru a fi capitala Malaeziei în timpul guvernului federal. În anul 1850, câțiva muncitori chinezi au deschis mine de argint la Ampag, Pudu și Batu, pe malul unui râu noroios. S-au dezvoltat treptat, au devenit o bandă de gangsteri și au înființat un oraș de frontieră. Însă conducerea chineză și problemele interne, epidemiile, focurile, apele nervoase, nu au ajutat prea mult la dezvoltarea zonei. În cel de-al doilea război mondial, Kuala Lumpur a fost cucerită de armata Imperiului Japonez, sub conducerea căreia a rămas până la venirea britanicilor în 1945. După ani de dezvoltare și înflorire, Malaezia și-a câștigat independența în 1957. Kuala Lumpur însă nu a fost ferită de mișcările sociale care au culminat în 1969 cu așa numitul May 13 incident, când chinezii s-au răsculat împotriva malaezienilor. De-a lungul ultimelor decade, Kuala Lumpur a devenit o metropolă înfloritoare cu clădiri spectaculoase și mari centre de cumpărături, în oraș existând numai puțin de 66 de mall-uri. Însă, spre deosebire de alte orașe din Asia, Kuala Lumpur încă mai are clădiri istorice, petece de natură și un patrimoniu cultural. Astăzi, panorama orașului este un amestec de modernitate și farmec tradițional. Tarabele vânzătorilor ambulanți și magazinele de dinainte de război se află în competiție cu zgârienorii și clădirile sofisticate. Turnurile gemene patronați din inima orașului au fost cele mai înalte clădiri din lume până în octombrie 2003. În prezent, malaezienii se pregătesc să-și finalizeze noua lor capitală, Putrajaya, aflată la 40 de kilometri de Kuala Lumpur. Conceput într-un stil asiatico-arabo-futurist, Putrajaya va deveni pe deplin capital în 2014.